Bun. Salutare tuturor! Am primit foarte, foarte, foarte multe mesaje. Da, mai primesc mesaje și în perioada asta. Legate de ce se întâmplă în momentul ăsta acolo, în casa, acolo, în Istanbul, că nu mai este Casa Puterea Dragostei. Până acum am abținut, n-am vrut să comentez pentru că știți că nu sunt genul, dar au degenerat foarte tare lucrurile acolo în Istanbul și a venit timpul să vorbesc, adică v-am ținut așa într-o, nu știu, v-am lăsat să credeți ce vreți voi atâta timp, dar nu se mai poate acum. Am văzut de fapt și pe vlogul lui Nelson Mondialul tot ce se întâmplă, adică de acolo am văzut prima oară ce se vorbește, că vlogul ăsta mare parte e despre trei personaje, le știți deja. După am vorbit cu Livian la telefon în seara aia, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și mi-a explicat tot și iar am mai fost în Coscântei și apoi am fost la Jadora sala altă seară. Și tot despre asta s-o vorbi și am zis, frate, deci n-are cum să las chestia asta așa, în aer. În primul rând, trebuie să clarificăm pentru cei care poate nu sunt la curent cu ce se întâmplă, poate pe vlogul ăsta de pe YouTube, așa, întâmplător random. Trei concurenți au încercat să-și facă, nu știu, jocul lor într-un joc care nu prea, un joc cu iubire și nu se pupă una cu alta, mă rog. Și o să iau pe fiecare pe rând și vreau să lăsați în comentarii gen ce credeți voi că s-a întâmplat. Asta vreau prima oară să vă țin în suspans până la final cum ar veni. Vreau să-mi spuneți ce credeți voi că s-a întâmplat între mine și Andy. De acum ca să pot să mă uit la comentarii și să râd, gen când o să termine vlogul. Lăsați acum în comentarii gen ce credeți voi și o să vă povestesc până la final o să aflați de fapt care a fost adevărul. O să începem cu Cătălin. Nu-l cunosc pe băiatul ăsta, nu l-am prins în casă, din păcate sau din fericire. Nu, sincer, prin asociere, pentru cu cine s-a asociat acolo în casă și ce s-a auzit despre el sau așa, nici n-ar vrea să-l cunosc, n-ar vrea să-l am în cercul meu de prieten sau apropiat. Pot să zic, din ce am văzut, că e un pic așa, neasumat, să zic așa, pentru că s-au spus niște chestii, s-au discutat niște chestii pe care el nu și-l mai asumă. Știți, câinele ăla care latră foarte tare când e închis și când îi dai drumul, nu mai ești nimic, așa a apărut el la faza aia. Pare așa, gen, eu nu-l cunosc personal sau, mă rog, din exterior, ce se vede? Cătălin, gen, dacă te uiți să vezi, așa, eu sunt un ochi din exterior, într-adevăr, ești dușmanul prietenilor mei, deci clar nu mi-ești prieten, dar zic ce se vede din exterior, pentru că, na, suntem oameni, ești un pion. Pe tine te-au văzut ăștia mai mari, te-au văzut mai... nu știu, mai cu tupeu, să zic așa, zic de ăștia, adică Perucă și cu Andy. Și te-au pus așa la înaintare, ca și cum, lasă-mă că avem pe ăsta mare, gen avem cu cine să ne facem treaba. Și nu știu, aiurea dacă asta vrei să aud despre tine, adică dacă atâta poți tu, poate tu ești de fapt un băiat deștept, sau poate că tu, nu știu, ai măcar școala vieții dacă nu ești deștept. Dar nu cred că asta vrei tu să cunoască despre tine, că ai fi pionul cuiva, așa că ori mai face frate jocul la... ăștia. Și am mai aflat și că tu de fapt ești ăla care ia cuvântul de fiecare dată sau e treaba ta ce vrei să fii în viața asta, dar la asta ai dat o gherlă și o să ai multe de pierdut și da, îmi pare bine că nu am fost și eu pe acolo, gen nu e amenințare sau ceva, dar nu cred că s-ar mai fi ajuns aici dacă eram eu acolo, pentru că cu aia doi, gen, dacă m-am descurcat cu aia doi, cu Perucă și cu Andy, mă descurcam și cu tine, gen, din vorbit, nu din... Trecem la next. Perucă care domnul el s-a râs, oare cine mai este dacă n-am râs, am râs cu Andra gen vreo 20 de minute cum mi-a zis el. A zis că are cască de biciclist în cap, da, frate, băi tu purtai perucă când ai dat în sezonul 1, când aveai părul scurt, tu puteai purta perucă și atunci, bă, nebunule, dai un marker, 2 lei, și bun, să faci cu marker, așa, să făceam eu, doar știi că știu să pictez, să făceam și șuvițile astea, ce-am șume de aici, bă, mă rog, ce pot să zic despre Turcu? Că toată mine să-i zic Perucă, că așa eu rămas, mă rog. Măi băiatule, nu mai vreau să te vezi expirat. Fă ce vrei tu, gen, adică fă-te mari, frate, vrei să fii, vrei să așa, mă rog. Dar nu mai lua să te vezi de expirat, că nu faci bine, tu nu vezi că ți-ai avut rapid înainte. Ești... Băi, vă uitați la Casa de Papel, da? Casa de Papel, la fabrica de bani sau cum să vă zic, la Money Heist. Deci el e exact ca Arturito. Arturo Romano la directorul băncii, băi, fix ca ăla, ești un de asta, gen, șmecher, ești un, știi, dar tu numai să trimiți săgeți sau așa, bine, tu ai vrea, gen, dar nu-ți face nimeni jocul, mă rog, nu,
poți, mă rog, așa. Mai este și faza aia cu legiunea străină. Frate, doar nu vă așteptați pe bune să fi fost în legiunea străină, adică să fim serioși. Te-ai dus, te-ai pitini când ai văzut gen ce e acolo și ai făcut așa, gen stânga împrejur și te-ai întors acasă, că gen stânga împrejur, gen cum e ordinul sau așa, știi să-l faci pe ăla, da. Și nu mai vorbi de mine, băi băiatule. Tu ce ai? Tu chiar o cauți, tu ești gen... Mă, frate, te las în pace, nu zic nimica, nu așa, dar tu ce vrei? Nu înțeleg. Ce tot cauți? Bă, nebune, tu n-auzi că noi doi gen... Noi n-avem cum să ajungem să ne batem. La modul eu să fiu, să mă bat cu tine, gen. Nu ca și cu Andy, o să vedeți imediat. Noi n-avem cum, că tu... Unul la mână, gen. Eu... Adică nu că e de lăudat sau așa, că pentru că ar trebui să fie ceva normal în țara asta, studii superioare. Nu sunt cea mai deșteptă pe pământ, dar mă duce capul, frate, că ți evit, nu știu, violența fizică sau așa. E grotesc să te bați în zilele noastre, gen așa. Dacă o cau, dacă mă calci pe coadă, dacă o înjur pe mama, dacă te iei de familia mea sau așa, frate, astea gen recurs la violență. Că, na. Dar eu nu înțeleg, ce ți-am greșit eu ție să tot să mănânci rahat în continuu? Mă scuzați de expresie. Ce ai? Ești mănâncă, măi băiatule, ce vrei să te scarpi? Păi te scarpi, măi băiatule, că eu sunt puțin, unul din puținii oameni care gen te cunoaște pe tine, frate, care știe cine ești tu. Sunt unul din puținii oameni care te cunoaște, frate, nu ți frică, mă, mâncați-aș gura ta. Adică da, eu îmi asum, adică să știa și poate cu băieții din emisiune am vorbit și dinainte de video chat, cu Jador, cu Livian, cu știam, majoritatea persoanelor știa de mine, adică erau chestii asume, da frate, am încercat și eu 3 zile, nu a fost de mine, când am aflat că trebuie să așa, eu așa, mă rog, subiect încheiat pentru mine, asta a fost și sunt asumat și dau totul pe față mereu. Dar tu, ca bărbat, nu ți-ar fi rușine, măi, perucă care ești, care te trezești dimineața și alții să spală pe dinți și tu spui pici în cap, că nu, adică nu că e de judecat, dar tu cu perucă vii și cum mai sunt oameni în țara asta care poartă perucă, dar nu suferi atâta de ei, măi, băiatule, n-au trebuie și unii că te-ai tu, măi, nebunule. Adică, ție nu ți-e frică de ce poate să scoată gura asta? Adică tu știi, ești conștient, eu știu că tu știi, lumea nu știe, dar o să știi acum. Le zic eu, tu când știi că eu am aflat și știu 100% și nu m-a provocat, că dacă mai avut un ciripit, dau și probile. Deci nu m-a provocat, când o să vezi asta să nu fie prea târziu. Îmi pare rău dacă am mai vorbit în timpul ăsta de mine la emisiune și o să difuzezi, eu tot zic. Deci tu, din momentul ăsta, dacă ai mai scos o vorbă despre mine, eu am ciripit, dacă mă las lumea să vorbesc 5 minute pe vlog, nu, 2 minute pe vlog și să arăși niște imagini. Băi, băiatule, tu nu mai ai, cum să zic eu, contact cu o femeie oricum nu o să mai ai. Dar atâta timp cât eu știu ce făcea la Iași. Băi, frate, se ducea cu Roxana. Roxana, de la Puterea Dragostei, mergea cu ea. Roxana, nu că nu ar fi vrut, că am înțeles că ar fi vrut să vorbească, sau a spus la un moment dat, că se ducea să dea probă de video chat. Nu, frate. Nu, e eronat, nu, deci, Roxana probabil nu știa nici ea, nu cred că, dacă ar fi știut, n-ar fi zis, dar nu știa, uite, Roxana, afli și tu picarea asta, fata, vorbesc și cu tine, dacă n-ar afla, dacă vorbesc cu tine, n-așa, dar tu zic așa, nu dădea probă de video chat acolo, dragilor, acolo știți ce se întâmpla și am probe, așa că ai grijă, acum zic că doamna Budeam, băi, dacă mai vorbești și mie? Nu, fii atent. Te-ai dus acolo și stăteai să te sugrumi, vă descriu acum, deci care sunteți sub 18 ani, papa. Stăteai să sugrumi capul bărbaților între picioare la video chat, stăteai și luai manechini și făceai cu alt bărbați, dar gen nu știu sincer dacă vă băgați ceva sau nu vă băgați. Dar implicați bărbați și manechini și capuri de bărbați și gâturi între picioarele altor bărbați, asta dezbrăcat sau așa. Băi, cât de ipocrit să fii, frate, adică faci treaba asta. Eu nu judec pe nimeni, îți câștigi existența, frate, într-un fel. Ai corpul, arăți bine, bagi niște bani în ce bagi tu pe lângă ca să faci treaba asta. Nu fi cu o gura mare, frate, nu arunca, știți aia cum era aia din Biblie, să arunci cu piatra primul ăla care nu-i vinovat sau care nu a greșit.
Dar vezi de felia ta, frate, nu zic nimic, și tu vorbești care știi că în Iași se întâmplă chestia asta, în Iași, în care e orașul, gen, bune, am stat eu la facultate 6 ani de zile, care știu tot ce se întâmplă acolo. Păi tu faci din astea, în Iași nebune, te duci și tu crezi că eu nu știu. Dacă mai aud o vorbă despre mine, mâncați-aș, dacă nu, pun cu link, pun aici la pe YouTube, pun cu link. Că am voie să pun link-ul, dacă l-accesează, nu l-accesează, dacă nu, nu. Ca să te vadă, gen, cine ești tu, de fapt, mâine bunule, care te dai cu agăți fete pe acolo și aștepți între băieți musculoși, că avea dreptate Nelson cu ce ți-o căzuții din geantă, încă ferească Dumnezeu să bagi Domnul Nelson în seamă cu mine și să-mi ceară eu, că eu îl iubesc prea mult pe obăla și s-ar putea să fiu tentat chiar dacă tu rujuri, dar mă rog, să mă țin. Așa că așa caută dragostea acolo sau dacă nu, așteaptă să fac puterea dragostei ediția. Și acum am ajuns la ultimul subiect, Andy, Adi, tu, care crede că puterea dragostei e un lucru bun din viața lui, dar de fapt Andy, să știi că puterea dragostei nu e nimic ca bun din viața ta. E cel mai rău lucru care ți se putea întâmpla în casa așa, adică, cum să zic, o arăta la lume care e capacitatea ta intelectuală, unul la mână. N-aș fi întrebat să o l-aș descoperi pe asta. Când ai deschis gura, omul văzut. Ești ca o carte deschisă când ai deschis gura. Nu trebuie, dacă știai că nu așa, nu te buga, și. 2. S-a aflat că ești un fel de agresor de femei. Băi, frate, eu știu că mai există violență domestică în țara noastră, că e o problemă cu chestia asta, dar la televizor, frate, într-o de asta de televiziune, mă rog, te dai, eu nu, doi la mână, asta a fost doi la mână. Să nu mai zic discuțiile alea cu Mărina pe care l-a adus la discuții mâncați, așa asta, gen, n-aș potrești la minusuri la emisiunea Puterea Dragostei. Ce legat de asta ultima, ce s-a întâmplat cu băieții, cu Cătărin, cu Bătaia, ți-a mai rămas și stampila asta în cap, frate, de laș, adică caută ranga. El caută ranga, băi băiatule, ce ranga să cauți, frate, că ai 2 metri în mâncața și așa să folosești corpul ăla dacă vrei. Eu, din punctul meu de vedere, gen ultimul meu contact cu Andy, a fost gen unul în care el mi-a demonstrat mie că e bărbat, într-adevăr, tot respectul pentru el. Eu din Andy nu pot să zic că îi las. Eu n-am fost acolo când o fuge să caute ranga, nu mă bag în treaba asta. El când a avut o problemă cu mine, hai că vă zic și faza până la urmă, ca să și o azi vă auziți de la mine și eu nu sunt genul să exagerez și mai era și Noni, mai era și Livian în momentul ăla când s-a întâmplat și dacă eu mint cu un cuvânt, să ia atitudine oricare din ei și să spun. Eram în camera mea din hotel, Livian cred că era cu mine și nu mai era, la un moment dat a plecat, a venit Noni să-mi povestească nu știu ce chestii și a venit Andy, desfăcat într-un sup. Băi, băiatule, tu să mai vorbești de mine în gală, că dacă te mai faci și vorbești peste mine... El de mare și eu mai pitic, știi? Și mă uitam așa, n-am zis nimic, am știu. Și în ordine, stai, mă, de nu știu. Doamne, lasă-mă că-i fac buzunare, dacă nu, că acum îi fac buzunare, că... Nifu, îi fac buzunare. M-am uitat așa, și pe asta am început, să mă juri pe mine, să mă juri pe Andra, să nu știu ce. Băi, și stai și mă, nu de ăsta vine în cameră la mine, vorbește așa de așa. Nu se poate, frate. Doamne, că hai afară, sunt nevoie, tipu... Frumos. Ca bărbat sau așa, că așa au venit frumos, ne-am dus în fața hotelului, erau ceva amenajat. Îmi pare rău că nu s-a terminat în favoarea lui, nu o să intru în detalii sau așa, că eu urăsc cu oamenii ăștia care zic, domnule, am dat chiar spart, că nu știu. Nu așa, și recunoaște, gen, că nu s-a terminat cum ai vrut tu, s-a terminat cu Livian care m-a luat de pe el. El, într-adevăr, după ce s-a ridicat de acolo, era, nu am făcut, mai drăm, lasă-mi. Am urcat sus înapoi, uitam cu Livia de la geam, cum stătea cu gheața la ochi și suna, nu știu ce făcea el acolo, intervenții gen sau, mă rog, uita că e în Turcia și nu putea suni de la poliție, că tot ai zis tu că domnul Mocan nu primea poliția, stai cu mintele bunule. Și am auzit și în emisiune, ce bădune, pe unul de rău, dacă și eu, dacă mă puteam, trebuia să sunt și niște semne pe aici, am trebuia să fiu și o vână sau... Păi nebunule, bătaia a fost, nu știu, pe joi sau așa, noi gala, aveam 2 zile liberi până la gală, tu ai stat 2 zile cu seara, plus seara în care așa, cu gheață la ochi, ai venit în gală, uitați-vă la gală, că eu nu mic, ai venit la ochi cu ochelari de ăștia de sudur, nebunule, fashion, frumos, chiar să-mi dai și mie link-ul, că-mi place modelul ăla, dar ai venit cu ochelari de ăștia pe toată fața, care vână tăi nebunule, mă rog, nu mă interesează detaliile. Da, cam asta au fost cu asta cu Andy. În ochii mei bărbat și-a rezolvat problemele ca un bărbat. Nu mai intru în alte detalii cum am intrat la Turcu, pentru că și Andy și-a pus limita lui după chestia asta. Și mai este o chestie în casa la toți trei. Bă, frate, eu înțeleg că vă place audiența asta, să vă dați și mie în fața fetelor. Mă, dar voi nu vă gândiți că voi ieșiți din emisiunea asta, frate, adică... Cum să spui, frate, adică țara asta are și
valori cu care ne putem lăuda și valori cu care nu ne putem lăuda, gen lumea asta mai așa. Și cu toții avem prieteni de ăștia din lumea asta alaltă. Dar îi știm cu toții. Păi și eu știu pe ai mei, îi știu și pe ai voștri, voi știți și pe ai mei și așa, mă rog, toată lumea știe. Dar cum să vorbești în halul ăsta, chiar dacă știai chestiunea sau dacă nu știai despre niște oameni pe care nu-i cunoști, este o vorbă lungă la mă, doamne, mâncați așa, urât mi-a fost când mă întoarceți acasă, urât mi-a fost. Nu te joci în lumea asta, adică ce ați scos voi pe gură, mâncați așa. Păi eu, ca om simplu, mi-aș spune, bă, cum să zic ăsta de mine așa sau de familie sau așa. Da, alții, frate, nu știu, eu zic să vă băgați mințile în cap, că dacă nu vă bagă altul, sau alții vă bagă mințile, eu nu vă amenință sau așa. Că la mine n-am, am înțeles că deja dor sau deja așa. Și nici la el nu s-a ajuns la amenințări sau așa, dar zic să băgați mințile în cap. Că ne stricați imaginea, eu acum nu mai sunt cine știe ce. Dar o să se termine cu pandemia asta și o să mă umflu la loc și apoi o să mă arate lumea pe stradă, zic uite mă, stai mare și prost, ca Andiș, ca Turcu. Sau cine mai era pe acolo. Că stricați imaginea noastră, că noi tragem de fiare și avem și noi, ne duce și noi cap, adică am făcut și noi, mă rog, filosofie și ne vede lumea și ne compară. Băgați-vă mințile în cap, băgați-vă mințile în cap. Exact ca asta, ca Dana Odeon. Și băgați-vă mințile în cap, băgați-vă mințile în cap. Pare rău că trebuie să fac vlogul ăsta. Cătălin, nu mai fi pe eu, mâncați aș vrea ta, că ești prost rău tare de tot. Ești săgeata lui Turcu, mâncați așa, atâta poți tu. Adică nu am pretenția la tine, că nu ești prietenul meu sau nici nu te cunosc, dar atâta poți tu. E alt gen sau România, atâta e, dacă atâta poți tu. Turcule, mai deschid o dată gura, mâncați aș vrea ta și nu mai ești în România. Te așteaptă lumea la graniță cu pozele, cu pozele alea pe care le-am, te așteaptă așa. Când ai coborât din avion, așa te așteaptă, gen, nici nu te salută, dar stă cu pozele așa. Stai cu minte, te lipesc. Câte, frate, 500 de euro, gen, renunț, stau în urmă, nu mănânc o lună, stau și îți dau publicitate și îți pun mare afiș așa la aeroport cu poza ta și cu un manichin așa între crași, gen, știi, dezbrăcat și cu fața ta de excitat, nebunule. Așa, deci, gata cu așa, că ne supărăm. Și abia după, dacă vrei, ajungem la altele, dar vorbești și cu Andy, știi, liniștești, așa din punctul ăsta de vedere. Andy, vino acasă, mâncați-aș, nu mai stai acolo, frate, fiecare zi pe care o petreci acolo, băi, din așa, mă, mâncați-aș. Eu mai cunoscut și alt Andy, dar nu dau un prieten acum. Eu am cunoscut și alt Andy și nu e așa. Nu mai stai acolo, frate, că te vede de lumea și tu de emoții, a camerului sau nu știu, scoți niște chestii pe gură care mai tare te afunzești ca ăla care e în nămol și mai tare se agită și mai tare se adâncește. Așa că cam asta am avut eu de zis. Și ferească Dumnezeu să mă lase Andra să mă întorc eu și Jador acolo și nu de amenințări de smart doresc sau așa, că nu. Băi, dar într-o oră jumate cam așa, băi, bă, demontez toate figurile din cap, numai din vorbi. Că știți bine că cine-i cu dosarul la el mereu. Și gura asta, când o caș pe coadă, că eu nu vorbesc frăză, dar gura asta când o caș pe coadă, bă, ales pe toți în cartă așa, la ferească Dumnezeu să mă întorc eu cu mânzul în emisiune o oră jumate, atâta tot, o oră jumate. Vă pupichii!